Vă salut, sunt în prima pauză din penultima zi a main eventului NetBet Open și l-am alături de mine pe Cristian Dan, tânărul jucător de poker care anul trecut a cam șomat, dar anul ăsta a început în forță câștigând high roller-ul de 660 de euro de aici, de la Poker Room din Piața Alba Iulia, primul turneu al... primul trofeu mai important al anului. Îl felicit pentru câștigul lui și îl salut. Mersi frumos, Iulian, salut. Cristi, nu te-am mai văzut de mult în lumina reflectoarelor și la mese finale. Ce ai făcut anul trecut? M-am cam absentat. Anul trecut n-am jucat foarte mult. Am mai fost prin Brașov la câteva turnee și am prioritizat alte lucruri anul trecut. Alte lucruri decât pokerul sau tot în poker? Alte lucruri decât pokerul și nu pokerul live. Mai de gând să te lași? Am jucat mai mult. Nu. Nu, dimpotrivă. M-am speriat. Dimpotrivă, nu-mi place prea mult jocul ăsta ca să mă las. La un moment dat mă gândeam să fac asta, dar nu. Ce joci online? Joc cash game acum. De vreo 3-4 ani de zile n-am mai jucat turnee aproape deloc și turnee mai vin așa, la câte un turneu live ocazional. Crezi că ai un edge că joci cash împotriva jucătorilor de turnee mai nepricepuți la... Da, cu siguranță m-a ajutat foarte mult. Faptul că am învățat jocul mai deep, jocul post-flop, mi-a ajutat foarte mult și jocul de turnee, cu siguranță. Te antrenezi pe undeva? Dacă mă antrenez... Dacă vezi filme, dacă faci antrenori, dacă... Da, studiez individual mai mult. Câte ore pe săptămână? Întreb repede, că durează... În medie, probabil undeva la 3-4 ore pe săptămână sunt dedicate studiului, cam așa ceva. Cam puțin tel, așa. Uh-huh. Da. Ce vârstă ai? Că nu știam. Fac 30 anul ăsta. Dai seama că ai o carieră lungă în față dacă te ții? Da. Dar n-arăți de 30. Mulțumesc. Eu îți dau vreo 22, așa îți dau. Fără barbă. Cum a fost high roller-ul? A fost ușor? Păi a fost, mi-a plăcut super mult turneul, structura foarte bună, cea mai bună invenție pentru pokerul live, mi se pare chestia asta cu shot clock, cu 30 de secunde, pentru că lumea acționează mult mai repede. În general, asta mi se prea o problemă mare la live, cu oamenii se gândeau prea mult și aveam, se jucau foarte puține mâini, asta era problema. Da, era oribil. Da, și acum, în schimb, accelerează mult jocul, chiar dacă lumea nu stă 30 de secunde, faptul că îi numără un ceas acolo, pune un pic de presiune pe ei și îi face să... să ia deciziile mai repede. Turneul a fost foarte divers, oameni de tot felul, vorbăreți, nevorbăreți. Ai avut noroc? Jucători. Da. Am început ziua 2 cu 20.000, în condițiile în care starting stack-ul era 50.000. Și am avut noroc de situații chiar la început să mă dublez. Și na, pe urmă a mers destul de lin așa și frumos. Când te mai vedem după toată treaba asta? Mâine, în final, aici, evident. Da. Câte fise ai? 250.000 ceva. Peste medie, binișor. Merge binișor și aici. O să merg cel mai probabil la Sinaia, la Unibet și la 888 din martie. Deci te mai vedem anul ăsta. Vreau să te mai văd în Hand'em Mob acolo, ca să nu-ți uit numele cu niște rezultate pe anul. 2018 n-am niciun cash. Da, asta. Am văzut. Bine. Îți mulțumesc mult. A fost câștigătorul high roller lui Cristian Dan, de care o să mai auziți cu siguranță. La revedere. Mersi, rog.